În Baia Sprie, căminul de bătrâni a intrat în renovare. După ce s-a finalizat asfaltarea curții și a trotuarului din fonduri de la bugetul local, vor fi executate lucrări în interior, dar și în exterior. Astfel, beneficiarii instituției vor avea parte de condiții mult mai bune de trai, mai ales că aici nu au fost făcute amenajări de mulți ani de zile. Reușim să reabilităm căminul de bătrâni pe un proiect transfrontalier cu finanțare din fonduri europene, un proiect comun cu Ucraina, cu orașul Rahiv. Renovăm clădirea existentă, îi schimbăm umbelitarea și realizăm renovările interioare, tot ceea ce presupune instalații, curent, toalete, holuri, dăm o față nouă pentru că nu s-a făcut de mult o renovare acolo. Investiția se ridică la suma de 400.000 de euro, iar până în primăvara anului viitor, autoritățile locale speră că lucrările vor fi gata. Bătrânii vor fi mutați pe perioada amenajărilor interioare, astfel încât disconfortul lor să fie cât mai mic. Valoarea investiției totale este de 400.000 de euro din fonduri europene. Lucrările au început în această perioadă, se vor face pe etape, astfel încât și cu mutarea dintr-o parte într-alta a bătrânilor, astfel încât să le deranjăm cât mai puțin posibil. Vor merge destul de repede aceste lucrări și eu sper că în primăvara anului viitor să fie finalizată toată investiția. Este o renovare, de fapt, a căminului de bătrâni existentă, deci nu sunt lucrări. Căminul de bătrâni funcționează acum la capacitate maximă și adăpostește și numeroși beneficiari care sunt cazuri sociale. Odată ce investiția va fi gata, clădirea va avea o nouă față, iar bătrânii vor sta într-un mediu mult mai prietenos.